Dragilor, vă binecuvintez de aici, din Sydney, Australia, 2024. Împreună cu fiul meu, Joshua, mi-am făcut timp ca să vin în Sydney și să petrec o zi de calitate cu fiul meu. Aici sunt mulți turiști care vin să facă poze la Opera House. E vreme bună, e cald, nu este soare, este așa o vreme înorată. Și vreau să vă aduc un subiect în fața dumneavoastră, dragilor, despre semnele vremurilor din urmă în biserică. Semnele vremurilor din urmă în biserică. My friends, I come in the front of you through this way, from here, from Sydney. I like to discuss about the signs in the last days in the church. We live in the last days, and the last days start when Jesus Christ was here on earth 2000 years ago. And I like to talk more in my native language, in Romania. I love you, my brother and sister in Jesus Christ, my friends, and I bless you in the name of Jesus Christ, in the God of truth. Da, dragilor, de aici, dintr-un loc în care oamenii vin să se recreeze, să se bucure, vin să vă încurajez să vă uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, să trăiți având Biblia deschisă și în același timp să vedeți că ceea ce zice Biblia este adevărat și se împlinește. Dacă veți citi în Cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Cronici 12 cu 32, în cadrul listei de războinici a lui David, găsim din fiul lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel. David înțelesese cât de important este să pricepi vremurile în care trăiești și astfel să știi ce au de făcut. Observăm aici strânsa legătură între a pricepe vremurile și a ști ce trebuie făcut. Nu este suficient să facem ceva, ci să facem ce trebuie făcut. Pentru că noi să știm ce trebuie făcut în biserică astăzi, dragilor, este vital să pricepem vremurile care trăim. Și dacă vreți să pricepeți vremurile în care trăim, important să deschidem Biblia la cartea Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 10 cu 14. Și aici veți vedea cum evanghelistul Matei descrie, sub inspirația Duhului Sfânt, semnele vremurilor din urmă în biserică. Și aici vedeți cum evanghelistul Matei descrie despre declinul bisericii în zilele din urmă, care va atinge cea mai mare parte a credincioșilor. Știu că foarte mulți așteptați o trezire spirituală și da, voia lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să trezească biserica lui. Dar este important să deschidem Biblia și să vedem
că ceea ce zice Biblia se va adeveri. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în viac, adică cuvântul lui Dumnezeu se va împlini iotă cu iotă. Dacă veți citi în Matei capitolul 24, începând cu versetul 10 până la 14, veți vedea câteva semne care va caracteriza biserica din urmă, biserica vremurilor din urmă. Și doar vă aduc câteva semne, doar trei semne vă aduc de această dată. Sunt mult mai multe, dar vi le aduc pe acestea trei. Mulți vor cădea de la credință, dragilor. Mulți vor fi înșelați. Și dragostea celor mai mulți se va răci. Mai o dată repet. Semnele vremurilor din urmă care va caracteriza Biserica lui Iisus Hristos este că mulți vor cădea de la credință. Cuvântul lui Dumnezeu spune când va veni El va mai găsi credință, oare pe pământ? Întrebarea se pune, va mai găsi Domnul Iisus credință când va veni El a doua oară? Va mai găsi credință pe pământ? El care este căpetenia credinței desăvârșirii noastre, va mai găsi credință la credincioșii Lui? Al doilea semn care va caracteriza biserica vremurilor din urmă. Mulți vor fi înșelați. Vedeți, în același timp Biblia zice că în vremurile de pe urmă cunoștința va crește. Dar, în același timp, paradoxal, mulți vor fi înșelați. Mergând cu trenul prin Sydney în această zi, împreună cu fiul meu, Joshua, mi-am dat seama că dacă nu ești atent la semne, la GPS, la mapă, ajungi să fii înșelat, ajungi să fii debusolat, ajungi să te pierzi într-un oraș așa de mare ca Sydney. Cu toate că sunt semne, cu toate că sunt tehnologia vremurilor moderne, da, internetul cu social media, și ai mapa pe telefoane, le smart, phone, dacă nu ești atent, poți să ajungi să fii înșelat. Cu toate că avem cunoștința la îndemână, dragilor. Avem Biblia pe mesele noastre, avem cărți și literatură creștină. Dacă noi nu ne facem timp să petrecem timp cu Cuvântul lui Dumnezeu, în parteneriat cu autorul Scripturii, cu Duhul Sfânt, cel care a inspirat Scriptura, ajungem să fim înșelați. Pentru că nu mai știm să ne racordăm urechile noastre la mai auzi vocea Stăpânului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oile Lui îi cunoaște glasul și îl urmează. Îl urmează. Când stăm aproape de păstorul nostru cel bun, când stăm în relație cu Iisus Hristos, când stăm aproape de Cel care a inspirat Scripturile, de Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul adevărului, îi vom cunoaște vocea și îl vom urma. Îi vom cunoaște vocea prin Scriptură, prin Biblie. Vom primi acel cuvânt rema, revelator. Și nu vom cădea în capcana inamicului, vrăjmașului. Dar foarte ușor putem să ne lăsăm ademeniți de iureșul acestei lumi, acestei vieți cotidiene,
oriunde te-ai aflat pe pământul acesta, foarte ușor poți să te lași debusolat de zgomotul acestei lumi, de distracția care ți oferă lumea, și atunci nu mai pui importanță pe lucrurile importante, nu mai pui valoare, ci pui valoare pe lucrurile urgente, lucrurile care îți atrag privirile. Și ușor, ușor putem să ajungem să fim amăgiți, înșelați. De aceea, așa cum zicea marele predicator, principiile predicatorilor din Anglia, Charles Spurgeon, într-o mână trebuie să avem Biblia deschisă și într-o mână să avem informație. Și vei vedea că, uitându-te în Scriptură și uitându-te la știrile care ți le oferă mass media, uitându-te ce se întâmplă în biserică, vei vedea că Biblia se împlinește. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este revelația, este descoperirea despre Iisus Hristos. Vei găsi de la Genesa până la Apocalipsa ca un fiu roșu despre Iisus Hristos și vei vedea că promisiunile, profețiile se împlinesc. Se împlinesc pentru că Dumnezeu nu este un om care să mintă, nici un fiu al omului care să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face, ce a făgăduit oare nu va împlini. Deci El este credincios să-și împlinească promisiunile, prorociile. De aceea noi nu trebuie să ne rugăm împotriva voii lui Dumnezeu, ci noi trebuie să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, viața noastră să se împlinească și voia lui Dumnezeu să se împlinească și cu lumea aceasta, pentru că în același timp, Biblia zice că El ascultă rugăciunea în Psalmul 65, de aceea toți oamenii vor veni la El. Și e clar că inima lui Dumnezeu este să mântuiască această lume, că de aceea L-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos. Dar, în același timp, El își va împlini profețiile care au fost lăsate în Scriptură. Alt semn care îl vom vedea în biserică în vremurile de pe urmă va fi dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Din ce cauză se va răci dragostea celor mai mulți? Din cauza răutății omului, din cauza nepăsării, indiferenței, ignoranței, din cauza că omul a uitat și l-a scos pe Dumnezeu din conștiința lui, din cauza că omul se complace în mizeria păcatului, din cauza că omul se complace în dulceața păcatului de o clipă. Vedeți că și păcatul are o plăcere, plăcerea păcatului de o clipă, dar mai pe urmă vine amărăciunea păcatului. Și din cauza aceasta, dragostea celor mai mulți se va răci, dragilor. Știu că mulți se roagă ca Dumnezeu să aducă trezire și mulți vorbesc despre trezire, dar nu plătesc prețul pentru trezire. Ca să plătești prețul pentru trezire, chiar trebuie să te ardă, chiar trebuie să te doară, chiar trebuie să ai durerea lui Dumnezeu pentru această lume pierdută, chiar trebuie să ai inima lui Dumnezeu, compasiunea lui Dumnezeu. Chiar trebuie să te identifici cu durerea lui Dumnezeu.
Foarte mulți vorbesc despre trezire, dar prea puțin plătesc prețul ca trezirea să se întâmple, să se producă. Vedeți? Este o parte umană și o parte dumnezeiască. Dumnezeu tot timpul este credincios și va fi credincios să-și împlinească partea Lui, voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Întrebarea, noi suntem credincioși? Noi vrem să semănăm cu Cel care este credincios, a fost credincios și va fi credincios. Pentru că se presupune că noi suntem urmașii Lui. Noi vrem să semănăm cu El. Ținta căpeteniei desăvârșirii credinței noastre este Hristos. Noi pe El trebuie să Îl urmăm, pe El trebuie să semănăm. Cu toate că și cei care slujesc și care sunt episcopi, supraveghetori asupra turmei lui Hristos, trebuie să fie exemple, ei trebuie să conducă biserica și turma lui Hristos prin exemplu personal. Dar așa cum cineva spunea că schimbarea în bine începe cu mine, începe cu tine, începe cu persoana mea, cu persoana ta. John Knox a avut o rugăciune monumentală, dă Scoția sau mor. Au fost mijlocitori care s-au pus între popor și Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu nimicească. Da, Avram a mijlocit în fața lui Dumnezeu. Moise a spus, dacă tu nu vii cu noi, nu ne lăsa nici, nu vrem să plecăm, nu ne lăsa nici pe noi să plecăm. Evanghelistul Moody s-a pus într-un cerc și a zis, Doamne, trimite trezire în cercul acela. A vrut ca să fie acel om pe care pământul nu l-a mai cunoscut, prin care Dumnezeu să aducă trezire. Ești un astfel de om motivat, dedicat, consacrat, prin care gloria lui Dumnezeu să se manifeste, prin care împărăția lui Dumnezeu să se manifeste, prin care ungele lui Dumnezeu să se manifeste. Vreau să vă las cu aceste gânduri de aici, din acest peisaj frumos al capitalei statului New South Wales, Sydney, pentru că fiecare stat din Australia are o capitală. Și doar gândiți-vă la ce v-am spus despre semnele vremurilor din urmă în biserică. V-am adus doar 3 semne care vor fi înșelarea 2. Mulți vor cădea de la credință, mulți vor fi înșelați. Și 3, dragostea celor mai mulți se va răci. Fie ca noi să nu fim din aceste partide, ci să fim oameni înclocot, oameni radical pentru Hristos, oameni nebuni pentru Hristos. Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste biserica din lumea întreagă, indiferent de confesiune, de denominațiune, de etnie. Doamne, trezește-ți biserica Ta, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne trezească de la o viață de apatie la o viață plină de pasiune, la o viață de consacrare, la o viață de sfințenie. Mă rog ca același Duh al sfințeniei care a operat prin Hristos
să opereze și prin mine, să opereze și prin frații mei de credință, oriunde s-ar afla. Sfințească-se numele Tău, precum în cer, așa și în viața mea, așa și în biserica Ta, pentru că Tu ai spus că podoaba casei Tale cât va fi, cât va ținea veacurile, va fi sfințenia. Doamne, aceasta, Doamne, vreau să mă caracterizeze. Doamne, să fiu un om al Tău, pus deoparte. Un om care să dorească, Doamne, să trăiască ca în Scriptură. Tu cauți un om. Tu cauți un om. Tu cauți un om dedicat, consacrat. Un străjer cu sabia mână, ce-i umplut cu Duhul Sfânt. Tu cauți un om care să trăiască ca în Scriptură. Aceasta, Doamne, să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Să fim acei oameni, acele mădulare sănătoase în trupul Tău, care să ne dăm aportul la viața trupului. În numele Lui Iisus, să veghem unii asupra altora la o viață sfântă, evlavioasă, să ne îndemnăm la o viață sfântă și evlavioasă. Pentru că vremurile sunt spre sfârșite, pentru că din cauza răutății omului, din cauza că oamenii se plăcesc în plăcerea păcatului, de o clipă vremurile vor culmina, Doamne, prin înșelarea celor mai mulți, prin căderea celor mai mulți de la credință și prin că mulți, dragostea celor mai mulți se va răci. Doamne, știu că nu este un cuvânt popular, pentru că unii au mai uitat să predice tot planul Tău, dar aceasta este voia Ta, să predicăm tot planul lui Dumnezeu, să îmbrățișăm tot planul lui Dumnezeu, toată voia lui Dumnezeu, nu doar porțiuni din Scriptură. De aceea vreau să declar că adevărul Scripturilor să fie întronat în inima ta, în familia ta, în inima mea, în familia mea și în bisericile locale și în biserica de pretutindeni, de pe globul pământesc. Cu drag al vostru frate de credință Adrian Alasu, de aici, din Sydney, Australia. Vă mai spun încă o dată, de multe ori v-am repetat, Australia are un cuvânt profetic din 1606, de mai bine de 400 de ani, patria Duhului Sfânt, the Great South of the Holy Spirit, pe nume un capitan, Fernandus de Quiros, a profețit acest cuvânt. Deci, Smith Wigglesworth a profețit că mișcarea cuvântului cu mișcarea Duhului trebuie să se unească și atunci pământul va experimenta cea mai mare trezire pe care pământul a văzut-o vreodată. Încă este dezbinare în trupul lui Hristos între mișcarea cuvântului și mișcarea Duhului, dar Dumnezeu să aibă milă, să ne cerceteze și să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El să ne înalțe. Cu drag al vostru frate de credință de aici, din Australia, Sydney, 2024, Adrian Alasu, be blessed, God bless you, to God be the glory, a lui Dumnezeu să fie gloria, trăiește pentru gloria Lui, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Trăiește să-L faci faimos pe El. Nu trăi pentru tine, ci trăiește pentru El. Dumnezeu te-a lăsat pe pământul acesta să-ți împlinești misiunea. Ești lăsat aici pe pământ cu o misiune. Iisus a împlinit misiunea, este rândul nostru să ne împlinim misiunea. Nu prin puterea noastră, ci prin Duhul Domnului. Lucrarea nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Prin Duhul Domnului, prin Duhul Domnului. Aleluia! Fiți binecuvântați!